Acum, la final, cred că este momentul să tragem niște concluzii. Diana a avut o poveste despre cyberbullying, despre cum a trecut de perioada asta în care a fost batjocorită și a fost chiar batjocura orașului la o vârstă foarte fragedă și totuși a reușit să-și îndeplinească visele, să facă parte în momentul de față din cea mai cunoscută trupă. Chiar mi-ești dragă, chiar dacă avem cunoscut. Mulțumesc mult, e reciproc. Am trecut amândouă prin bullying și cred că faptul că suntem aici înseamnă foarte mult pentru cei de acasă, foarte mult. Mie, la rândul meu, mi s-a părut fascinant povestea ta, pentru că ai ales să vii în România de la oportunitățile alea pe care le-ai cântărit foarte bine și foarte matur, la o vârstă foarte fragedă. Deci, na. Ghidul șmecheriei Cristi de la Craiova. Ai copyright deja, adică artiștii ți-au dat copyright. De aici a pornit, o să se știe. Aș citi. Avem clickbait. Efectiv, ca să pot trăiesc în prezent, astăzi ce vreau să fac? Astăzi ce m-ar face cel mai fericit? Pentru că, ghici ce, se poate ca mâine să nu mă mai trezesc. Adică e posibil pentru oricine, se poate ca următoarea oră să nu mai fim. Noi nu ne comparăm niciodată cu omul de lângă noi. Uh-huh. Eu mă compar în fiecare zi, azi, cu mine însă de ieri. De ieri, da. Ca să știu cine vreau să fiu mâine. Și atunci, adică mi se pare atât de sănătos când o societate întreagă gândește-o.